Eu sunt Florin Bonde. Nu, același Cătălin Scărlătescu. Mă știți. Am găsit un vin, roze, de la Cramele Davidescu. Îl cheamă Sorginte. Când aud roze, deja mă gândesc doar la festivalul meu de scoici. Pentru că rozeul merge doar cu scoici. Mă, când ați fost ultima dată în viața voastră pe Riviera Franceză? Nu știu, Cannes, Nice. Wow. E chiar senzațional, pe cuvânt vă spun, nu. Nu glumesc. Ia încercat să bezi din el. Ce am eu pentru vinul ăsta? Cum îl cheamă? Mulți vor să spună lobster. Dar el nu e lobster. El este lobster. E cu love. Păi altfel nu se poate. Și niște scoicuțe, că altfel nu stă bine rozeul ăsta. N-are cum, n-are cum. Îmi pare rău pentru el, dar trebuie să-l fierbe. Dacă are un kilogram, 23 de minute maxim. Vă învăț cum trebuie să scoateți lobsterul din apă. Lobster, apă fiartă, lobster, apă cu gheață. Dar, în apă cu gheață, multă, multă sare. Sarea asta se dizolvă în apă, după care intre unde? Exact în lobster. A? Asta nu știți. Un pic de usturoi. Într-o tigaie. Nu un pic, un pic mai mult. Trebuie neapărat să fiți generoși cu usturoiul. Usturoiul, după care, ceva aici avem ceva foarte picant. Niște peperoncino. Ulei de măsline. Și mai vreau niște pătrunjel. O zile de la pătrunjel. Vă rog frumos, nu le mai aruncați. Sunt senzațional de gustoase, jur. Vă spun din toată experiența mea de bucătar, că tot gustul pătrunjelului stă exact în codițele astea pe care mulți le aruncă. Așa că hai să ne aruncăm. Și acum, the lobster. Bă, v-am zis, lobster. Pastele. Neapărat trebuie să băgăm pastele la fiert. Să nu punem sare sau ulei. Niciodată. Doar apă la fiert. Și acum, hai să facem exact sosul pentru paste. Doamne, cum arată! Deci, e senzație! Și, țineți minte, piciorușele astea în tigaie. Niciodată să nu le aruncați. Niciodată să nu le aruncați. Fac toți bani. După ce ați curățat lobsterul, așa arată. Îl tăiați exact ca bunica, din 3 în 3. Ca așa tăia bunica, din 3 în 3. Deci când începe să se prăjească, neapărat scoicile. Ca să le desfacem, simplu, vin roze, și mult unt, foarte mult unt, pătrunjel și busuioc, împreună, o să vedeți ce iese. Busuiocul și vinul roze sunt cei mai buni prieteni. Asta-i. Lobsterul e gata când toate scoicile s-au desfăcut. Punem poastele peste scoici, peste lobster și peste toată nebunia asta de aici. Eu sunt fierbe. Și abia acum sare.
la final. Proaspăt, zdrobit. Lobster, scoici, roze. Doar cu asta.